Suntem în partea a doua emisiunii cu Cărțile pe Față, împreună cu domnul Gabriel Valerzetea, președintele PSD Maramureș și președintele al Consiliului Județean Maramureș. Domnule Zetea, vă întrebasem cum veți aborda campania pentru europarlamentare și prezidențiale, în primul rând, dar foarte pe scurt, pentru că mai am o mulțime de întrebări. Cu foarte multă seriozitate și sinceritate, așa cum am făcut de fiecare dată în județul Maramureș, o să încercăm să explicăm românilor, până la urmă, importanța participării României la viața europeană, la viața instituțiilor europene. Cu ce ne afectează deciziile care se iau acolo și de ce este important să mergem să votăm, pentru că am văzut de-a lungul timpului un interes foarte scăzut din partea, un apetit foarte scăzut a maramureșenilor, în special de a participa la alegerile europarlamentare. O să încercăm să mergem la fel în fiecare localitate. Eu mă bucur că legea electorală a fost schimbată în sensul reducerii posibilităților de finanțare a foarte multor materiale promoționale de către partide electorale în campanie electorală. Asta este un lucru foarte bun, un lucru care trebuie menținut, un lucru care îmbunătățește până la urmă și discursul politic, pentru că și apropie relația dintre politician și electorat. Pentru că e nevoie de a merge mai des în localități, e nevoie de a merge mai des să vorbești cu oamenii, pentru că nu mai ai aceleași posibilități financiare de a invada, nu știu, piața mass media, de a invada fiecare sat din județ cu banere, cu afișe, cu pliante, cu flyere, cu brelocuri, cu găleți, cu cizme, cu ce să mai practicau, eu știu, pe vremuri. Deci nu mai poți să faci toate acele lucruri. Singura chestie pe care poți să o faci este să mergi, să uiți în ochii omului, să dai mâna cu el, să-i dai un pliant și să spui, domnule, astea sunt promisiunile mele. Ține la casă și dacă mă votez peste 4 ani de zile, o să mă poți trage la răspundere dacă nu m-am ținut de cuvânt. Vă aduc în discuție, să spunem, niște aspecte din actul de guvernare, adică ce a promis PSD și ce s-a făcut sau ce nu s-a făcut. Ați vorbit atunci în campania, da, dacă e să privim în urmă, în campania din trecut, lipsa acută a forței de muncă în industrie, despre agricultură și servicii. Nu știu dacă s-a prea făcut aici ceva. Doar 30 de kilometri de autostradă realizați pe an. Ați promis altceva, infrastructura CFR este distrusă, nu știu dacă ați circulat cu trenul în ultima vreme, dar chiar și la vagonul de dormit este dezastru. Ce să mă vorbim despre infrastructura pe care o deține CFR, starea spitalelor, a școlilor, mare lucru nu s-a îmbunătățit și aș vrea să vă întreb, unde este acel fond suveran de investiții promis, domnule președinte? Bun, hai să încep cu ultima. Fondul suveran a fost votat în Parlament, a fost contestat la Curtea Constituțională, de acolo s-a decis că trebuie înființat prin hotărâre de guvern. Urmează în perioada următoare să fie dată această hotărâre de guvern pentru a înființa fondul suveran de dezvoltare. Sigur că au fost foarte multe presiuni, foarte multe critici, oameni care nu-și doresc să vadă o asemenea construcție în România, dar care este o construcție extrem de benefică, până la urmă resurse financiare pentru a investi în continuare în a dezvolta facilități industriale și capacități economice noi care să producă plus valoare în România, e un lucru pe care toată lumea ar trebui să și-l dorească. Dar în România știți cum e, dacă vrea PSD-ul să facă un lucru bun, o să vină PNL-ul și o să ne spună băi, e rău. Dacă o să vrea PNL-ul să facă ceva lucru bun, probabil că o să se găsească PSD-iști care să vină să spună du-te mă, nu-i vezi și poștea ce fac acolo. Deci nu așa trebuie abordate lucrurile. Sigur că există foarte multe nerealizări încă. Programul social a fost mare în parte implementat, da? Păi, bun, dar au rămas aceste aspecte de care vă aminteam. Dar suntem la un an jumate de la preluarea guvernării. În mod normal, o guvernare, un program de guvernare este propus pe 4 ani. Noi nu suntem la jumătatea mandatului, o bună parte din program este implementată. Efectele economice, în momentul în care încep să schimbi anumite lucruri, de obicei în economie evoluează și se văd mult mai pregnant, cel puțin la 2 ani de zile, dacă nu la 3. De aceea e vorba de un ciclu electoral de 4. Nu poți peste noapte, nu s-au făcut 25 de ani autostrăzi din România. Ce să credem, că o să avem autostradă de 1000 de kilometri într-un an? Păi nu o să o avem. Dar până la finalul mandatului, așa cum s-a promis, în a avea România legată de la est la vest cu autostradă, lucrul ăsta trebuie să facă. Pentru că altfel înseamnă că nu ne-am ținut cuvântul față de români. Am avut o ultimă discuție în cadrul Comitetului Executiv cu domnul ministru Lucian Șoua, ministrul transporturilor. Și el ne-a spus că în acest an, până în acest moment, s-au inaugurat 30 ceva de kilometri de autostradă, dar că până la finalul anului vor fi inaugurați undeva la 80-90.
Și am spus, ok, eu i-am spus, personal, domnule ministru, nu mă supărați. PSD a ieșit în campanie electorală cu următorul slogan. Noi vom fi primul partid care va lăsa în urma lui după guvernare autostrăzi. Autostrăzi pe care să le vadă românul, pe care să circule autostrăzi, care să-l ajute să-și reducă costurile de combustibil, să-și reducă timpul de deplasare, să poată să-și dezvolte afaceri pentru care conexiuni mai bune cu zonele pe care dorește să le acceseze. Și atunci, da, era un lucru clar, este un lucru promis. Și i-am spus domnului ministru, domnule ministru, mă spălați, cu un rit de 30, 50, 80 de kilometri pe an, nu ne îndeplinim acest obiectiv. O să-l ratăm. Și nu o să putem să mergem în fața românilor cu inima deschisă și cu sufletul curat, pentru că ne-am ținut de cuvânt, că nu ne-am ținut. Dacă nu o să ajungem să facem 250 de kilometri pe an de autostradă, nici nu vom putea să recuperăm decalajul față de țările care deja au, că nu uităm mai departe de Ungaria. Că e suficient să vezi, până la urmă, ce rețea bună și relativ impresionantă de autostrăzi au reușit să construiască ungurii. Sigur că au fost foarte multe blocaje. Sigur că au fost foarte multe piedici. Ni le-a explicat și domnul ministru. Vă dau exemplu. În România se poate contesta o licitație și care apoi stă în contestații ani de zile de către o firmă care nu participă trebuia la licitație. Trebuia schimbată legislația. Nu s-a făcut acest lucru, deși s-a cântat mult în campania electorală okay. legat de legislația aceasta. Hai să vă spun de ce nu se poate modifica legislația așa cum vrem noi de fiecare dată. De ce? Pentru că România are un acquis comunitar. România are înțelegeri cu Uniunea Europeană, în special cu Comisia Europeană, atunci când este vorba despre accesarea fondurilor europene. Se semnează diferite acorduri, se semnează programele operaționale regionale sau sectoriale, prin care se finanțează pe anumite reguli cerute de către noi acum foarte mult timp și menținute astăzi de către Comisia Europeană în ceea ce privește foarte multe filtre pentru a filtra ce? Corupția. Sunt foarte mulți europarlamentari, reprezentanți ai opoziției, care merg la Bruxelles și strigă în gura mare și strigă ca din gură de șarpe, România e o țară coruptă, în România se fură, în România toți politicienii sunt doar pe interes și nu interesează cetățeanul și ăsta este singurul discurs pe care l-au ei acolo. Și ce face? Merge guvernul după aia la Bruxelles și zice, dom'le, dar noi vrem să modificăm și noi legea achizițiilor, să putem să facem achizițiile mai repede, să putem să le facem mai simplu, să putem, de exemplu, să avem și noi să semnăm contracte pe autostrăzi în timpul vieții noastre și nu după ce vom muri noi și vor veni generațiile următoare. Și ei ne spun, n-aveți voie. Dar de ce n-avem voie? Că sunteți corupți. Păi cum suntem corupți? Că noi nu suntem corupți. Nu e adevărat. Voi ziceți. Voi. Voi românii veniți aici și vă spuneți că sunteți corupți. Ați văzut din cauza acestor scandaluri care sunt și instabilitatea din țară unde se ajunge? Păi, am găsit răspunsul la întrebare. Este un lucru știut. Vedem europarlamentari care în fiecare zi nu vor... Dar eu nici nu cred că ei știu să vorbească despre altceva. Vedem reprezentanții opoziției care dacă i-aș pune într-o funcție publică, eu nu știu dacă ar putea să știe cum să țină pixul ca să semneze câte documentații și hârtii și adrese și mape am eu desemnat în fiecare zi. Cred că l-ar durea inclusiv mâna dacă ar avea desemnat. Dar el stă afară și urlă din afară crezând el că... Nu știu... nu știu, vă întreb pe dumneavoastră acum... Ce rost are să strige USR-ul Maramureș că Zete e un corupt și un mafiot? Sunteți corupt? Păi să-mi spună mie dacă am eu vreun dosar penal, dacă am eu vreo acuzație de când fac politică în ceea ce privește vreo legătură cu vreo afacere, cu ceva. Să-mi spună mie dacă există vreo investigație pe numele meu. Să iasă public și să spună lucrurile astea. Nu să se folosească de tertipuri, de bani publici, pentru că domnul parlamentar de la USR, nu știu cum îl cheamă, folosește acești bani Parlamentului României pentru a-și cumpăra spațiu în ziare, pentru a ce? Pentru a denigra. Păi de aceea folosim noi banii publici pentru a denigra pe alții? Să-mi spună mie USR-ul dacă de cei 10.000 de membri ai Partidului Social Democrat în județul Maramureș există vreo unul care a dosar penal. Dacă există vreun ales local, consilier local, primar, viceprimar, parlamentar, președinte de Consiliu Județean din județul Maramureș, cu funcție importantă, care are dosar penal. 1. Partidul Social Democrat în județul Maramureș este constituit din oameni cinstiți pentru că așa am construit organizația chiar asta. Chiar fără niciun dosar, domnule Zetea? Spuneți-mi unul. Nu știu, vă întreb, că să aveți păi, mulți. Sunteți în presă.
Cred că aveți altfel de informații. Au fost trimiși în judecată și au câștigat. Da. Toni Ardelean, că ați vorbit despre el. Ce trebuia să facă când urlau astăzi secretarele domnilor de la USR că n-are voie să candideze Toni Ardelean, că e un corupt, că l-au trimis în judecată. Și s-a dus în instanță și a câștigat și a demonstrat nevinovăția. El trebuia să stea deoparte? Astea sunt lucrurile pe care le dorim în România? Pe noi ne interesează doar persoana cealaltă? Hai să ne intereseze proiectele. Hai să vedem. De ce nu vin cei de la USR să vină să ne spună, să vină să dea o mână de ajutor pe proiecte, să vină să vorbească constructiv? Nu toată ziua să se afle în treabă, să vorbească despre corupție, că nu, eu nu să câștig. E în opoziție, domnule Zita, niciun român nu va câștiga un leu mai mult, dacă vor asculta mesajul USR-ului. Și doar dacă vor asculta mesajele constructive al lor partide care doresc să participe la ce? La îmbunătățirea a vieții noastre de zi cu zi. Și pentru că ați menționat de proiecte, vreau să le luăm, dar cu răspunsuri foarte la obiect. E destul de complicat, dar haideți să luăm în primul rând sistemul de management integrat al deșeurilor, unde și acolo ați primit o serie de critici și nu știu în ce măsură vi le asumați sau nu. Proiectul acesta l-ați moștenit, a ajuns într-un anume stadiu, în câteva cuvinte să ne explicați. Foarte scurt. În ceea ce privește sistemul integrat de management a deșeurilor, e mai multă gargară decât lucruri concrete. Adică reproșuri în loc să înțeleagă lumea care e fenomenul acolo. Sistemul integrat de management a deșeurilor este un întreg complex de lucruri care ar trebui făcute. De la închiderea depozitelor ecologice, gropilor de gunoi vechi care trebuiau și care poluau pânza freatică, istorice, care erau de zeci de ani, în Baia Mare, în Groș, în Teplița la Sighetul Marmației, în Târgu Lăpuș, în Sein, împânzite în întreg județul, toate acestea au fost închise, ecologizate, astfel încât astăzi nu mai avem o problemă cu această poluare. Apoi au trebuit construite stațiile de transfer, stațiile de sortare în întreg județul. Și s-au finalizat toate acestea. Au trebuit achiziționate foarte multe echipamente pe care le vom folosi la momentul în care el va fi pus în funcționare. Și s-au achiziționat și s-au terminat și acestea. Dacă mergem la Fărcaș, acolo sunt două subiecte. Primul este construcția tuturor instalațiilor care vor fi folosite pentru prelucrarea deșeurilor, pentru a le aduce într-o stare amorfă, inertă, inodoră, și care sunt deja făcute, finalizate, recepționate. Singurul lucru care a mai rămas de făcut este construcția efectivă a depozitului, a celulei, locul în care vor fi depozitate efectiv deșeurile. Atunci spuneți-ne când va fi dat în funcțiune acel depozit și amenajele. Am reziliat contractul cu acel constructor, da, care de foarte multe luni de zile ne minte. Vine la discuțiile cu noi în Consiliul Județean, spunea că să vrea să facă, să construiască, să muncească în continuare și aflăm că după două zile intră în insolvență. Ce motive are, domnule Zetea, să... Nu vrea să-și respecte contractul. Nu, e greu de respectat? Păi în condițiile date în care terenul lui la contractul a fost licitat în anul 2015, cei de acolo au crezut că nu mai pot să facă profitul pe care și-l doresc ei și atunci au împins toată această discuție până la rezilierea contractului. Noi am avut o discuție cu autoritatea de management, ei au fost prezenți în amplasamentul la Fărcaș, s-au uitat și ei au zis, domnule, dar e mai mult scandal în presă decât vedem noi aici alunecări de teren. Aici soluțiile le aveți, văd că le aveți, am avut expertiza ne-a făcut foraj, a făcut studii, înclină metre, tot felul de lucruri. Una peste alta, că dat ni s-a propus anumite soluții. A oamenilor. Parțial, în continuare, încă poate reușim inclusiv în acest an, pentru că deja toate celelalte le-am finalizat. Deja ar trebui să mai finalizăm acolo stația de osmoză, un zid de sprijin, astfel încât să nu este, Doamne ferește, pericol de alunecări mai mari, nu ceea ce acum. Vă dau un exemplu. În ultima lună de zile am înțeles că terenul de la Fărcașa, pentru că am instalat foarte multe inclinometri acolo, s-a deplasat cu 0,5 mm. Vă spuneți că nu e pericol? 0,5 mm în ultima lună. Acum să ne înțelegem, mai e o deplasare normală a unui teren, nu e nicio problemă din acest punct de vedere. Nu cred, Doamne ferește, să fie pericole mai mari, că nu ne spune expertul că sunt pericole mai mari. Spuneți că parțialul acesta va fi dat în funcțiune. Este posibil, dacă reușim să refacem licitația pe zona asta de stabilizare a terenului acolo, pe situații de urgență, am avea o posibilitate să o facem mai repede, să fie un constructor serios care să muncească și atunci, da, deja avem, restul sistemului este făcut.
80% din întreg proiectul, care e 60 de milioane de euro, sunt deja realizați. Mai rămâne doar puțin. Dacă în acest an oamenii din Botoșani ar fi fost ceva mai serioși și ar fi muncit încă puțin și nu de sume mari, am fi putut deja vorbi despre operaționalizarea parțială a sistemului integrat de management al deșeurilor. Dacă nu, acum odată cu rezilierea vom face calculul pentru restul de executat, vom relicita, vom avea doar anul viitor, din păcate atunci un nou constructor acolo, care nu are mai mult de 3-4 luni de zile de muncă pentru a finaliza și a termina și cu acest proiect. Am înțeles problema sistemului de management, aeroportul internațional, iată că sunt două curse săptămânal. Vreau să-mi spuneți în primul rând de ce parlamentarii nu fac presiune la doamna, presiune, numesc presiune, că asta trebuie să facă probabil la doamna Dăncilă, ca să avem acel avis semnat, să nu mai dureze atât cu acel teren care trebuie să devină frontieră de stat. Să avem aeroport internațional cu adevărat, să avem pasager plus marfă și să... De parcă doamna Dăncilă dă vreun aviz. Ea nu dă niciun aviz. Am înțeles că trebuie să semnătură din partea dânsei sau ceva. Din partea funcționarilor. Lumea face o mică diferență între ce înseamnă funcționar, funcționărimea birocratică și demnitarii. Eu sunt demnitar. Doamna Dăncilă e demnitar. Noi am fost aleși pe funcții și noi avem programe politice și lucruri de îndeplinit și de comunicat populației. Funcționarii sunt oameni cu concurs pe post, cu stabilitate pe postul respectiv și indiferent cine conduce, care e demnitarul, care spune ce și cum să facă, el e acolo pe post. Că vrea, că nu vrea, astăzi oamenii ăștia nu pot fi schimbați. Se plimbă acest aviz între Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Transporturilor de vreun an și ceva. Că și eu m-am plictisit. De ce se plimbă, domnule? Pentru că de fiecare dată vine un funcționar care îl întoarce înapoi la celălalt minister cu observații. După care o trebuie să refacă, îl trimite înapoi la celălalt minister, înapoi ca să mai pună și la încă o dată avizul. Și se plimbă tot așa documentele astea de la unul la celălalt. Odată spune că e o problemă, odată spune că e cealaltă. Odată că n-a înțeles aia, odată că n-a înțeles cealaltă. Nu prea. De la momentul în care în România s-a făcut un dosar penal unor demnitari și funcționari pentru transferul din domeniul public a statului în domeniul public a unui consiliu județean, a unui teren, și sigur că vorbesc aici despre Belina, știm cu toții scandalul cu Belina, adică să tem să de atunci sănătura. De la Ministerul Justiției nu s-a mai dat niciun aviz pe niciun transfer. De frică. De frică. Pentru că oamenii nu știu. Păi dar cum să poți să fie penal așa ceva? Și atunci de frica lor, un județ stă și așteaptă să aibă un aeroport internațional cu adevărat? La fel stă și aeroportul din Dolj, din Craiova. E normal ce se întâmplă, domnule. La fel stă aeroportul din Timișoara. Și la fel stă și aeroportul din Baia Mare, după avize pentru transferuri. E, bun, acum problema asta se va rezolva... Găsim soluția. Ce soluție avem? Problema asta se va rezolva mult mai ușor odată cu intrarea în vigoare cu noului cod administrativ. Codul administrativ prevede reguli mult schimbate și simplificarea tuturor acestor proceduri în ceea ce privește trecerea de teren de la o autoritate la alta. Să sperăm că o să treacă repede de controlul de constituționalitate la CCR această lege care a fost deja votată de către Parlament. Să o avem în această toamnă în vigoare, astfel încât să putem să facem demersurile pentru a prelua acel teren de la Aeroclub. Da, sigur, nu asta e cea mai mare problemă la aeroport. Mai sunt și altele încă. E important că acest proiect a fost finalizat. Foarte puțină lume deja vorbește că s-a finalizat, că deja există curse, că este operațional. Păi dacă ieșeam anul trecut la televiziune, toată lumea întreba, aeroportul, e gata, nu mai vorbim despre aeroport, deja vorbim despre sistemul integrat de management al deșeurilor. Aeroportul deja intră în cotidian. Mai ales că s-au anunțat și curse internaționale, deja există operatori economici internaționali care vor să facă chartere anul viitor pe perioada verii pentru Antalya. Dar nu se poate fără acest teren, o să fie, o să-l avem. Nu vă faceți probleme. Bun. Nu s-a întâmplat încă să mi se dea o sarcină. Nu știu, dăm termene sau nu dăm termene pentru obținerea acestui aviz? Mergem pe un pronostic sau cum să mergem? Eu nu țin minte, în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean, să mi se fi dat o sarcină din partea maramureșenilor pe care încă să nu fi rezolvată. Cu toate piedicile, cu toate întârzierile, cu toate nu știu ce, nici eu nu sunt președinte numai de 2 ani, dar încă am rezolvat lucrurile și încă am putere și susținere pentru a mă face înțeles la București vis-a-vis de problemele pe care județul are. O să rezolvăm și această problemă. Dar mai important este să depunem cât de repede, să aprobăm indicatorii tehnico-economici, să depunem proiectul european pentru construcția noului terminal.
să putem să finalizăm procedura de ajutor de stat pentru cei de la Universal Alloy Corporation, care lângă construiesc o facilitate industrială de 2000 de locuri de muncă. Ei să o finalizeze anul viitor, astfel încât să existe traficul la care ne așteptăm pe aeroportul internațional Maramureș, să fie și curse internaționale de pasageri low cost, sperăm să existe, să fie, să existe interes, pentru că eu n-am avioane, nici dumneavoastră nu cred că aveți avioane acasă pe care le puteți pune să ducă pasageri din Maramureș. Există, trebuie să fie în continuare încă studii de trafic, analize economice pe care aceste societăți comerciale private le fac. Vă dați seama ce înseamnă totuși să introduci o cursă pe un aeroport care deservește totuși un oraș cum este Baia Mare de vreo 100.000 locuitori sau un județ de 500.000 de locuitori, dar 500.000 dintre care doar vreo 300.000, 200 ceva de mii mai sunt acasă. Ei trebuie să facă o cursă săptămânală cu o destinație, un singur oraș până în Baia Mare, cu 150 de locuri pe pavion și în fiecare săptămână să aibă 150 de oameni care vin încoace și 150 de oameni care merg încolo. E destul de dificil să ai curaj să faci această, să pornești această cursă. Toată lumea zice, bă, are Satul Mare. Da, are Satul Mare, pentru că pe Satul Mare sunt unele curse care sunt anulate. Pe Londra, pentru că nu există suficienți pasageri. Te uiți la companiile private, low cost. Uite o companie privată low cost pe Cluj, cum își reduce activitatea din cauza aceea, lipsei de pasageri. Sunt anumite destinații care merg, anumite destinații care nu merg. De aceea, lucrurile sunt complexe. Pe partea de aviație, discuțiile durează foarte mult. Programele la ei sunt program de vară, program de iarnă. Pentru programul de iarnă se semnează contractele cu o iarnă în urmă. Adică, tot așa, din 6 în 6 luni, din 12 în 12 luni, se negociază și se precontractează curse, sloturi pentru aterizare, contracte de, pentru tarife. Sunt foarte, foarte multe lucruri. Companiile aeriene se mișcă foarte. Când iau o decizie pentru a introduce o anumită cursă, o iau pentru că sunt siguri și o anunță poate peste 6 luni de zile. O ultimă întrebare, îmi răspundeți cu un procent, domnule Zete, asta e rugămintea mea. Într-o emisiune anterioară v-ați asumat realizarea unor obiective precum evaluarea activității și luarea de măsurile de GAS pe ce Maramure, schimbări la ADI deșeuri, eficientizarea activității la drumul județene și celelalte instituții din subordine, gen muzee, unități de învățământ și așa mai departe. În ce procent ați reușit în ultimele luni să realizați acest lucru? Nu pot să vă dau un procent, sincer. Da, pot să vă spun un lucru. Că muncesc de dimineață până seara și până seara foarte târziu, dacă este cazul, și în fiecare zi fac acest lucru pentru ca toate aceste obiective pe care mi le-am asumat să se și realizeze. Este cuvântul meu, până la urmă, în joc. Mi-am propus în 2016 foarte multe lucruri. Și am fost pe scene, în campanie electorală, în fața Maramureșenilor și am spus că o să facem drumuri. Am semnat contracte, am demarat licitații, probabil săptămâna viitoare o să avem câștigătorul deja pe drumul Nordului, ceea ce ar fi deja un lucru important, un lucru pozitiv. Am primit contracte de finanțare pentru drumul în zona Lăpușului, pentru zona Șoncuta. Am semnat contracte de finanțare și o să demarez licitații acum pentru Valea Izei, pentru Valea Ruscovei. Sunt peste 100 milioane de euro la dispoziția județului Maramureș, bani pe care am semnat anul trecut și la începutul acestui an, pentru peste 200 de kilometri de drum județean. Asta să fie cea mai mare realizare noastră. Pentru că, totuși, să derulez proiecte de peste 100 de milioane de euro în județul Maramureș, având în vedere că noi n-am absorbit până acum decât în total, așa, Consiliul Județean, 20-30 ceva de milioane de euro în istoria noastră, dar acum, dintr-o dată, trecem la peste 100 și deodată toate, e extrem de dificil. Depășește puțin capacitatea administrativă a aparatului propriu a Consiliului Județean de a verifica toate aceste documentații extrem de greoaie pe fondurile europene, toate raportările care trebuie făcute săptămânal la autoritățile de management, toate controlele pe care e dificil, e foarte mult de muncă și nu sunt singurele proiecte. Mai avem proiecte transfrontaliere, cu finanțare europeană, mai avem proiecte depuse pe POCA, mai avem proiecte care vor îmbunătăți această capacitate. Toate aceste lucruri durează, ține de timp, ține de felul în care poți să capacitezi funcționarii din Consiliu să miște lucrurile ceva mai repede. Una peste alta, lucrați la ceea ce da, și o să aveți de fiecare dată. Păi, încet, încet, uite, că mai sunt obiective care se termină, sau măcar se termină parțial, așa cum este aeroportul. Eu cred că pentru această vară, faptul că aeroportul internațional Maramureș, deși n-a mai crezut nimeni, deși toată lumea spunea că nu o să mai vedem noi curse pe aeroport,
Acum deja discutăm, domnule, sigur, da, sunt curse, dar noi în Mataro nu sunt curse internaționale. După ce o să fie curse internaționale, să spun, da, sigur, mă, dar merge numai în Paris, nu merge în Londra. După ce o să fie asta, domnule, dar nu sunt numai 5 avioane, nu sunt 10. Nu sunt atât de sceptic, domnule președinte. Mulțumesc pentru participarea la emisiune și o să urmărim ceea ce se întâmplă în județul Maramureș și vă așteptăm și cu alte noutăți. Domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună să aveți împreună cu televiziunea Teleplus Maramureș. La revedere!